Hasta la próxima, Brazil. Brazil. Pe curând. Pornim spre Venezuela. Sta în Santa Elena, costă 75 de reali. Aproximativ 14 euro. Pentru câți kilometri? Pentru 200 și ceva de kilometri. 210. Rodoviaria. Telefon. Stăteam bine mersi în spate. Stăteam în altă parte în stație și așteptam și busul, era de mult în stație. Era să-l pierdem. Spre Venezuela. Hai. Bun ziua. Santa Elena. Numărul 34 cu vedere la... La ocean. La ocean. Am pornit, ne-am luat locurile din față. Era să pierdem busul. Era să pierdem busul din cauza că l-așteptam aici, undeva în stânga. Și de fapt stația de bus era undeva în spate. Și cu 5 minute înainte ne-am gândit să cerem netul. Parola. Parola și după ne-am spus, da, păi stația de bus e în spate. M-a recunoscut tipa de la agenție și a zis, voi nu ați cumpărat acum ceva zile bilete pentru Venezuela? Ba da, păi pierdeți busul, busul e în spate. Noi credeam că vine aici în față. Nu, nu, e în spate, de mult. Bine, așa ne-a spus omul de la ghișeu, trebuie să fiți aici la ora 7:30 și ne-a făcut semn unde, în față. Da. În față. Din cauza că era multă lume cu bagaje care aștepta în față, dar ei așteptau taxiuri, altceva, noi am crezut că acolo e locul de așteptare, dar nu era. În final suntem un bus. Pornim spre Venezuela, țară nouă. Mâine este ziua Andrei și sărbătorim de azi, de ieri, de când sărbătorim? De vreo două zile. De vreo două zile, ieri am sărbătorit cu acai toată ziua. Astăzi vom sărbători cu cacao din Brazil, ciocolățele din cacao. Cacao din Ne-am luat Brazil. O cutie de asta, de drum, pentru că... Avem și o pungă de afine uscate pe care l-am luat din Guayana. Și n-au mai rămas jumătate. Și astea sunt, asta l-am băgat eu din greșeală, holz cu gust de struguri verzi. Un leu. Un leu. Și ciocolățelele cocos. Uite, are o grămadă de chestii scris. Am nimerit un lapte foarte ieftin, 3 lei. Parmalat. Promocao. Promoțiune. Unde scrie Promocao? Scrie acolo, la raft. Era vreo 9 lei, de fapt. Boa Vista, un oraș care ne-a surprins prin curățenia lui. După cum se vede, oamenii erau la muncă. Ce-au curat. Parmezan cu măsline.
în zona asta sunt foarte multe comunități indigene. Kilometri până la granița cu Venezuela. Comunitatea Nova Esperanța, Nova Speranța. Granița cu Venezuela. Wow, câți oameni! Treacă din Venezuela în Brazilia. Mare bază cu WC-uri, oamenii spală hainele. Și le întind pe iarnă. Și am improvizat chiar mici corturi în caz de ploaie. Venezuela! Trebuie să mergem să punem viza de ștampila de ieșire. Ștampila de ieșire și ștampila de intrare în Venezuela. Unde trebuie să punem? Cred că aici, nu? Poliția Federală în stânga. Turismul. Se pune ștampila de ieșire la acest cort. Gata, am pus ștampila de ieșire înapoi la bus. Loc de schimbat. Faza proastă e că avem doar euro la noi. N-am mai avut când să schimbăm în dolari. Și niște reali. Încercăm să dăm reali pe niște dolari. O să vedem cum găsim o variantă de schimb. Pentru că euro îl schimbă foarte prost. Curs foarte prost, mai jos decât dolar. Da. El patronache. Olivare, a?
Los bolívares. ¿Qué puedes comprar con eso? Aquí tienen los 100. Todo lo pasaje, 102 ¿sí? bolívares. ¿Puedes, ¿Puedes comprar algo con esto? Sí. Con 5 bolívares compras cualquier cosa. ¿Sí? Amigo. Vale. Am pus mâna pe bolivari. Avem aici 102. Nu știu cât valorează momentan. Suntem milionari. Avem 2 milioane. 2 milioane, old school. Venezuela. Țara numărul 76. Am atins peste 1000 de abonați la acest canal. Vă mulțumim foarte mult. Mai avem câteva sute de ore și o să începem să câștigăm câte un dolar pe zi din YouTube, dacă vă vine să credeți. Toți banii pe care îi câștigăm o să scoatem oameni să călătorească cu noi. Dacă o să ajungem să câștigăm mai mult, cu atât mai bine o să fie mai mulți oameni care o să călătorească. Oameni curajoși, la fel ca noi, care vor să încerce și să vină în destinații noi. Venezuela! Imigracion! Ne-a zis doamna care ne-a pus ștampila din partea Braziliei că e cea mai frumoasă țară, dar nu era prea încântată când am întrebat-o cum e în Venezuela situația. Venezuela de Uairen, Venezuela! Am intrat în Venezuela. Bienvenidos! Am stat cam 3 minute să așteptăm. Ne-a cerut certificatul de vaccinare și după ne-a întrebat cât vreți să stați în Venezuela, ce faceți, unde mergeți. Ne-a zis să-i arătăm o cazare. Noi am luat doar pentru o seară cazare. Păi și restul zilelor le plătim în cash. Pentru că nu știm exact cât stăm și nu știm exact unde mergem, dar i-am spus sau aproximativ 3 săptămâni. Acum depinde de cât de mult face un bus. Că am înțeles că busurile din zona asta spre mijlocul țării merg foarte încet și drumurile sunt destul de nasoale. L-am întrebat pe polițist pentru cât timp ne-ai pus viza. Și după a zis, v-am pus pentru 90 de zile, ce îmi dați cadou? Am ieșit din Brazilia prin Pacaraima și am intrat prin Santa Elena în Venezuela. Până acum străzile par destul de bune în Venezuela. Comunitatea indigenă Peimeru. Am dat switch pe spaniola, panaderie. Trebuie să ne uităm atenți că în 3 km coborâm și o să le rugăm pe șofer dacă poate să ne lase să nu ne ducă până la stația de bus, pentru că stația de bus e foarte departe de cazare. Ne-am luat pe undeva prin natură. Vis-a-vis de laguna. De laguna albastră. Nu se poate? Nu se poate, porfa? Aqui nu se poate. Rapido, rapido. Nu se poate aqui rapido. Nu poate. La poliția vei prende la urmă. Nu poate să ne lase. Prima oprire. Santa Elena, încercăm să luăm bilet pentru mâine. Porto Ordaz, unde vrem noi să mergem, 30 de dolari. Kilometru 88, Fred Dorado 25. Vrem să mergem în Porto Ordaz sau Bolivar. Este tot 30. Dar Bolivar e puțin mai departe. Putem să mergem până în Bolivar, că e mai departe puțin. Tot 30. Stai să vezi dacă mergi. Dacă vă vine să credeți, este și net gratuit în acest terminal. Amazonas. Am luat 30 de dolari
biletul până în Ciudad Bolivar. Și dacă vă vine să credeți, suntem în Santa Elena. Aici nu se plătește în bolivar, care este totul moneda națională a Venezuelei, sau în dolar, totul în real. Real. Uite aici, real. Ne-am uitat puțin până și toată lumea spunea că e foarte complicat să călătorești prin Venezuela, că trebuie să vii ziua în care vrei să călătorești dimineața, să cauți bus, să-ți iei bilet dimineața. Am putut acum să cumpărăm ziua pentru mâine seară. Și prețurile văd că sunt la fel peste tot puse, adică nu fac niciun trade. Prețurile sunt afișate și cam toți au la fel, același preț, doar diferă compania cu care vrei să mergi. Și ne-a zis că va face cam 14 ore. Până te-am văzut 36, acum vedem realitatea. Acum mergem spre cazare să vedem cu ce ajungem, pentru că e puțin mai dificil de ajuns. Dar sunt mijloacele de transport în față. Totul se plătește în real, nu mai avem real, avem dolari. Avem. Hai să vedem. Ce preț ne întâmplă? Quanto vale? Laguna de Caracara. Nu, azul. Azul. Quanto vale? Eu l-am luat pe logo, 10 reais. 2 dolari. 2 dolari? Si. Pero, ¿tienes Laguna cambio? Par. Tienes cambio? Laguna Par. Si, sí, Laguna Par. Laguna Par, por ahí cerca. Dacă vă vine să credeți, asta este singura țară în care primim cască. Cascheta. Ah, mejor.